venit la 11-a ediție a Sărbătoarei Viei și a Vinului la Cerna. Această sărbătoare este organizată de Primăria Cerna și Asociația Altona. Acest festin este dat în cinstea locuitorilor. Practic ne strângem cu toții și sărbătorim venirea toamnei, culegerea roadelor. La acest eveniment au fost invitați numeroase ansambluri din județul Tulcea și nu numai. Avem un ansamblu și din județul Galați, ansamblu Olympus, și din Brăila, ansamblu Mușețeanca. Iar din Tulcea avem ansamblu Juraveli, Demetra, Sfitilina din Vișina, Nuferii Alpi, Drăguța Siliștea Turcoaia și de la Carcaliu vecinii noștri, Ivușca. În cadrul Asociației Altona avem și un ansamblu de dansuri meglene. Noi reprezentăm meglenii din comună. După cum ați văzut, avem două ansambluri, Altona Junior și Altona Mare. Sunt în jur de 70 de copii avem, cu toți. Cu vârste cuprinde 4 ani și 18. Lumea e încântată de ansamblu și copiii sunt foarte buni. Când s-a format acest ansamblu? S-a format în anul 1997 și de atunci ducem din generație în generație această tradiție. Deci o continuitate. O continuitate, da. E practic o sărbătoare a comunei noastre, sărbătoarea Viei și Vinului. Anul ăsta am făcut-o puțin mai pompoasă, să zic și așa, că am făcut o mică paradă cu copiii. Ei au făcut deschiderea, copiii cei mici, Altona mică, junior, au făcut deschiderea festivalului și încep Galațiu, Brăila, satele din limitrofe care sunt lângă noi aici, că unde te duci îți vine. Și încep artiștii, la ora 7 încep artiștii să cânte. Artiști foarte, foarte consacrat, Marcel Pavel, Matilda Cojucărița, Fuego, care e pentru mamele noastre, și să nu zic ultimul, Adi Minune. Îi invit pe toți tulcenii, cernenii, cine sunt, facem o dochitură pentru toți mesenii. La sărbătoarea comunei Cerna, primăria a pregătit 1000 de porții de tochitură și 1000 de porții de mămăligă. La toate acestea, fiecare localnic a primit și câte un pahar de vin. E gustoasă. E foarte bună, e foarte bună. Are tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Mulțumim. Și domnului primar, dă multă sănătate. Da. Și în păhărel? Mai multe mandate. În păhărel ce aveți? Vin. Avem al 4-lea an de când venim aici și ne place. Vă place? Da, și comuna, și gospodărie. Ne place și nouă. Am fost și la jur loc, peste tot mergem. Duminică mergem la Baia Dobrogea. Ne place. Spune, sunteți gospodină, are tot ce trebuie, tochitura aia? Da, 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 da. E gătită bine. Bine, bine. E trebuie numai om să o mănânce atât. Da. Și un pahar de vin, mulțumim de... frumos. Mie îmi place Cerna foarte mult, îmi place că cel puțin de această dată comuna Cerna este administrată de un primar extraordinar de harnic,
Comuna Cerna, prin definiție, este o comună de oameni harnici, dacă ținem cont de faptul că după 1940 o majoritate de megleromâni au venit aici, s-au stabilit. Oameni deosebiți, oameni cu aplecare către muncă, oameni cu respect pentru localitatea în care trăiesc, oameni care dau comunității locale plus valoare. Rămă dor, ochii mă dor, de lumina stele dor, și mă duc, și iar mă duc, până la izvor sub nuc. Sus, piciorul, hai la cât mai sus, dar nu ziceți că nu v-am spus. Cât miroasă busuioc, hai la joc, la joc, la joc. Ușurel pe lângă fată, să se facă fusta roată.